să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Iorio, bună ziua, liber? Liber, domnișoară. Normal că liber, doar nu pe Poarta Albă sau pe Jilava. Bine, aș vrea să mă duceți și pe mine în Berceni și când intrăm în mașină, vă rog să vă puneți masca cum trebuie. Dar n-am înțeles, am plecat la drum și n-am pus masca sau ce? Haideți, vă rog eu frumos. Deci vă puneți masca cum trebuie când plecăm, da? Da, normal, o să o agăți acolo la oglindă, unde e locul ei. Cum la oglindă? Păi, domnișoară? Asta e mască de protecție, nu? Păi, da. Exact, exact. Pentru că mă protejează de radar. Dacă nu atârn la oglindă unde țineam înainte CD-ul, cum mă mai protejează de radar? Asta e o mască de protecție. Se pune pe față și ca să acopere nasul și gura. Nu, n-ați văzut cum se poartă? Bă, da, am văzut. Am văzut că acum se poartă masca asta, dar eu nu-s prea așa cu modele astea, știți? Adică, n-ai. Ce să... Anul trecut se purtau o blugi aia strânși la picior, știi, cu glezna la vedere. Acum am văzut niște nebuni în papuși de aia cu blăniță, i-am dus eu. Pe mine nu m-a prins nicio modă de asta, domnșoară. Masca este de protecție, nu e o modă. Deci, nici măcar nu e o modă, nu? Atunci chiar că nu o port. Nu, că nebunesc aici în mijlocul străzii. Masca este pentru pandemia asta de coronavirus. Tu ești la televizor, nu știi ce se întâmplă în lume? Păi ce, tu chiar crezi minciunile alea de la televizor, domnșoară? Ce minciuni? Tu chiar crezi că ăștia se gândesc la sănătatea noastră, la Doamne, mai gălă, păi dacă se gândeau, ne dădeau de mult câte două măscuțe mici pentru ureche. Pentru că, na, trebuie să fim protejați cu curentul ăsta. Eu știu că sunt asimetriți, doamnă, și uite așa, dar nu ne-au dat. Pentru că nu le pasă de noi, da? Acum au inventat virusul ăsta ca să ne bage pe toți în casă. De ce? Ce interes ar avea? Cum de ce? Ha! Ca să fie străzile mai libere, să se plimbe cu tankurile alea pe străzi. Păi prea s-a aglomerase orașul și nu mai aveau pe unde să meargă cu tankurile alea pe care le-au cumpărat de la americani. Așa că ce au zis? Hai, bă, să inventăm noi un virus și să-i băgăm pe fraieri în casă. Virusul ăsta e în toată lumea, nu doar la noi în țară. Serios? Ai văzut dumneata cu ochii dumneitale? Hai, domnișoară, ce naiba, eu fac taximetrie de 20 de ani și n-am pomenit niciodată așa ceva, ce dracule. Pandemiile astea apar rar, odată la 100 de ani. Ați auzit de gripa spaniolă? Gripa spaniolă? Da. Am și luat odată niște spanioli cu taxiul, dar n-avea niciun gripă. Uite ce, hai să mergem că nu am timp, chiar mă grăbesc și nici n-ai rost discuția asta. O să mergem. Păi cum, unde? În Berceni, unde am zis să mă duci. Mă urc aici, în spate. Da, degeaba, degeaba te uși tu, domnișoară, că... Mașina nu merge. Păi cum? De ce nu merge? Nu merge, i s-a ars motorul, săracă. Păi și de ce nu zici așa? Mă ții de vorba, iurea, în tramvai. Păi da, că na, s-a stricat și cu pandemia asta n-a mai mers treaba, n-au bani să o repar, dar nu pot să nu ies pe stradă, știi? Că mi-e dor de discuțiile astea cu clienții, cu... Uite, am un prieten pe Germania și merge bine de tot acum, combinații pe acolo, ci că, băi, duduie treaba și... Îți povestesc de el sau vrei să știi părerea mea despre cine l-a asasinat pe Kennedy? Nici una, nici alta. Mă gândesc. Hai, pa! Domnișoară! Haideți, domnișoară! Alo! Dacă vreți, vorbim tot de virusul ăsta, că am... Ci că l-a făcut Bill Gates! Ca să ne vândă antivirus de la Microsoft ăla, sau cum îi zice. Domnișoară! Domnișoară, domnișoară... Ai grijă că sunt interese mari la mijloc. Păi da? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ce voiam să vă spun, fraților, cu planeta asta noastră? Stai de inaugurare! Ce? Inaugurare? Cine? Tot Orban, mă, frate, nu mai rezist. Curg imagini cu domnul Orban de la tot felul de inaugurări.
Foarte frumos, domne, felicitări, da. Înțeleg că avem ceva, de unde, mă? Filiaș. De la Filiaș, ia să vedem. Cam chicios așa, dacă mă întreb pe mine, nu mă arote? E, urât așa, să stai cu dita mai sonda în mijlocul filiașului, domne, da? Asta e, dacă așa le place lor. Haideți că vom discuta despre inaugurările domnului Orban în emisiune mai târziu. Ce să-ți povestesc, mă, lumea arde și Orban inaugurează. Și nici măcar nu inaugurează chestii terminate, nu? A fost pe centura aia săptămâna trecută, discursuri, chestii, să cară cu pupitrul ăla după ei peste tot prin țară, da? Sanchi, după ce a plecat Alaiu de la guvern, s-a închis tot. Lucrare începută în 2011. Dar de ce e închisă? Păi nu s-a deschis. Dar de ce nu s-a deschis? Eu am fost pus aici ca să nu dau voie la nimeni. Păi și numai presa are voie? Dana, românii-s proști, nu? Merge, tati, dă-i așa, merge de 30 de ani, unsă merge. Și apoi nu e ca și cum ar avea alegătorii alte opțiuni, nu? Ok, au luat ăștia de la USR plus Ofelie, se bat Ponta cu Băse să-și tragă și ei partidele în parlament și mai e UDMR-ul. Deci tot între PSD și PNL se decide Ciolanu, iar acum e rândul PNL-ului. De-aia zic, știm cu toții rezultatul alegerilor. E și pandemia asta care ia vieți în cârdășie cu sistemul medical românesc. Bă, nițică decență n-a ucis pe nimeni. Dar mai ai oare cu cine să vorbești? Va lua puterea mințile Orbane. Dar altceva voiam să vă spun. Să vă arăt niște imagini. Planeta noastră mâncaia și ecuatorul ei. Ia uitați o acțiune. Acestea sunt insulele Martinica și Guadalupe din Caraibe. Frumos, tată, spectacol. Dacă ai doi copii, vinzi unul ca să-l duci pe celălalt în vacanță acolo. Dar, începând cu anii 70, timp de 20 de ani, culturile de banane din aceste două insule au fost pulverizate constant cu un pesticid numit clordecon, care este asociat cu cancerul. E acum, la mai bine de 20 de ani de când substanța chimică a fost interzisă, cele mai multe dintre terenurile insulelor Guadalupe și Martinica nu mai pot fi folosite pentru agricultură. Iar aproape toți adulții din zona au aceste chimicale în sânge. E un întreg material pe BBC despre asta. Clordeconul afectează glandele endocrine, ceea ce duce la probleme hormonale precum cancer la prostată, nașteri premature, dar și la probleme de dezvoltare a creierului în cazul copiilor. 92% dintre locuitori au fost otrăviți. Pentru ce? Pentru profit, tati, pentru bani, normal. Frumoasă planetă, păcat că e locuită, parazitată, sau cum naiba era zicala aia. Unde sunt bani mulți, sunt și interese mari. Na, ce să... Cam cu asta se ocupă omul, deci. Și cam cu asta se va ocupa și după pandemie, fiți siguri. Da, pentru că ăsta e homo economicus. Dar ar să dea în capul lui de criminal. Cât despre noi românii, aflați că suntem bine. Cel puțin dacă întrebăm pe Iohannis, pe Orban. Am lăsat vaccinul pe mâna doctorului Gheorghiță. Vai, Doamne, cum să n-am încredere în Gheorghiță? Pă, pe mine altceva mă neliniștește. L-am auzit pe domnul doctor Gheorghiță, stăpânul vaccinului în România, zicând că totul e bine, că avem tot ce ne trebuie. E, abia asta m-a speriat. În momentul de față avem tot ce ne trebuie. Principalul centru de stocare în România va fi Institutul Național Cantacuzino. Vor exista pe lângă Institutul Cantacuzino încă 6 centre regionale, respectiv în locația 6 spitale militare, care vor fi prevăzute și există aparatura de care vă spun. Nu știu voi, dar eu, când o aud pe asta cu avem tot ce ne trebuie, mă panichez imediat. E tot ce ne-au învățat ultimii 30 de ani și ultimii
3000 de ani pe aceste meleaguri. Nu, niciodată n-avem ce ne trebuie. Niciodată nu suntem pregătiți. Doar că nu știm asta. Stați liniștiți însă, domnul Iohannis stă cu ochii pe domnul Gheorghiță. În chestiunea vaccinării, după părerea mea, campania de vaccinare trebuie să fie un succes. Ce să mai zici? Ce să mai zici? Domnul Iohannis ne spune deci cam așa: după părerea mea, e mai bine să fie bine decât să fie rău. Understand? Mă rog, verstehen, că el are meniu în limba germană, da. Adevărat, domnul Iohannis, e mai bine să fie bine și e mai rău dacă e rău. Dar mega amuzantă mi s-a părut aia cu după părerea mea. E, nu mă nebuni, crezi că noi avem alte păreri? Adică or fi păreri care zic așa: domne, eu m-am gândit și cel mai bine e ca această campanie de vaccinare să fie un imens insucces. Da, asta e părerea mea. A? Domnul Iohannis, trebuie să recunosc, sunt zile în care ne zdruncinați creierii cum numai Mike Tyson ar putea să o facă. Da, mai e până atunci. Până atunci ne luptăm cu numărul de morți, cu limba română și cu domnul președinte, care insistă să ne demonstreze că se poate trăi bine, mersi, și fără inimă. Ba chiar e recomandat. Numărul de decese provocate de acest virus necruțător este însă în continuare prea mare. Mm-hmm. Și cam cât ar fi ok? A? Care e, domnule președinte, numărul de morți cât de cât ok pentru dumneavoastră? Adică un număr de morți la care să spuneți: aaa, așa mă, bravo mă, mi-ați făcut ziua frumoasă. Exprimarea, domn președinte, cuvintele, că vă uitați la mine ca un calorifer. Exprimarea e nefericită, total nefericită. Vedeți? Limba asta română nu e ca germana, domnul Iohannis. Are nuanțe, e complexă, tati. Vai, să vă arăt, sigur n-ați văzut asta. Au apărut imaginile mai târziu și doar așa pe ocolite, nu le-am văzut la televizor. Când ajunge domnul Iohannis la institutul ăla de tehnologii criogenice și ce mai era el de la Râmnicu Vâlcea. Uitați aici primire. Doamna Turcan, ați luat lecții de gheișă? Ce bine imitați ciocănitoarea când vă plecați așa. Chiar, de ce nu vă puneți cioc, doamnă? V-a spus doar buze și nas. Mergeți înapoi la domn doctor și spuneți-i că vreți și cioc. Să faceți așa ca o ciocănitoare și să fie cu filet. Știți ce zic? Deșurubați buzele, pac, înfiletați ciocul. Hai că nu-i mare inginerie. În ziua de azi efectul va fi super, super. Mă, mi-e așa greață când văd astfel de slugoi. Ce aveți, mă, de vă undulați așa? Vă taie la mijloc. Ce-i slugăreala asta pe capul vostru? De ce naiba nu stați drepți să întindeți mâna ca oamenii? Ce dracu, nu sunteți acolo pe merit? Câțiva dintre ei mai abili au reușit să se strecoare în posturi importante. Iar acum să vedem ce-a mai chemat azi domnul Iohannis la Cotroceni. Păi au fost săptămâna trecută instalatorii, azi ce? Zidarii? Dulgherii? A? Mi-a plăcut cum a abordat domn președinte problema cu vaccinurile. A zis așa: vaccinul anticovid a devenit la ora actuală speranța noastră. Da, vaccinul anticovid este speranța noastră de a reveni la celelalte probleme ultra, mega grele. Că pandemia asta ne-a întrerupt dintr-o treabă foarte grea, aceea de a ne face și noi o țară, dacă s-o putea. Că poate nu se poate, știți ce zic? Aici e o discuție foarte importantă, domnule președinte. Cum reacționăm? Cum reacționați dumneavoastră? Adică sunteți un președinte reactiv. E ceva ce ați anticipat? Nu, nimic, doar ați reacționat în ăștia 6 ani de mandat. Ați venit mereu să stingeți focul, dar n-ați prevenit niciunul. Nu s-a văzut nimic proactiv la dumneavoastră. Mă rog, treaba asta cu armele și cu înarmare. Mă gândeam, nici n-aș vrea să zic la televizor că, dar mă gândeam, bă, vă dați seama ce ar face acum în țara asta un mare cutremur?
Că de-aia zic, ne-a prins pandemia asta fără nimic, domne, cu o șandrama de țară, o dugheană neîncălzită. Dar de ce să ne întâlnim acum, pă, nu, despre cutremur? După cutremur, Doamne ferește! La momentul în care vaccinurile vor ieși din producție, va trebui să ne asigurăm că suntem pregătiți să le putem distribui tuturor în mod echitabil. Nu știu, domn președinte, cu tot respectul, dar mi se pare că ne dăm așa foarte profi când de fapt am pus la punct campania de vaccinare. Întrebarea e, noi suntem oare capabili de a pune ceva la punct? Noi, statul, normal, nu noi, Nea Vasile Paznic la farmacie. Am pus la punct DSP-ul 9 luni de pandemie? Nu! Am pus la punct cumva testarea? Nu! Am pus la punct măcar angajările din sănătate? Ne! Și atunci mă întreb, de ce să credem noi acum, astăzi, că putem pune ceva la punct? Că asta e întrebarea, repet, statul nostru distrus în 30 de ani e în stare să mai facă ceva cum trebuie? Că mi-a venit să râd când am auzit asta. Vaccinarea se va realiza la locul de muncă pentru personalul din domeniul sănătății și prin centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie și centre drive-thru pentru toate celelalte categorii de populație. Mamă, teste n-am putut să facem, mă, cu bețigașul. Facem vaccinuri la drive-thru? Că mi-au dat lacrimile, auzi? Să vină omul cu mașina, a? Și pac, vaccin și să plece mai departe? Păi, nenea Iohăniță, trebuie să vorbești cu specialiștii de la fast food-urile astea mari pentru așa ceva, părerea mea. Hop, te înțeapă și când să țipi, pac, îți bagă în gură o aripioară cu moarte în ea prăjită în ulei de palmier. Bună, domn. Hai, bă, că o rezolvăm și pe asta. Păi da, drive-thru, auzi? Oricât de greu ne-ar fi, trebuie să avem răbdare. Violeta Alexandru a luat și ea COVID. Sănătate, doamnă, sănătate. Ca să fiu rău, perioada asta de izolare s-ar putea să fie cele mai bune 2 săptămâni din mandatul dumneavoastră. Doamna Violeta a declarat așa, că după boală va fi și mai activă și mai eficientă. A, deci de-abia așteptați să vă îmbolnăviți, ca să zic așa. Să vă apucați odată ca lumea de treabă. Până acum ce v-a ținut, dacă nu vă supărați? A, nu-mi spuneți, nu-mi spuneți. Ați vrut să fiți spirituală, nu? Na, doar că a ieșit un rahat. Așa e cu vorbele de spirit. Dacă nu pui și puțin spirit în ele, ies ca brioșele alea din benzinării, niște vomițe colorate. Nu că sunt puși pe muncă ăștia de la PNL, păi Orban stă în localitate carantinată. Dacă îmi pleacă dimineața la muncă, sparge barajele alea de poliție, glonț, se duce la Palatul Victoria să facă bine țării, bă, nu te joci. Premierul Ludovic Orban a trecut ca prin brânză, prin filtrul poliției din comuna carantinată Dobroiești. În momentul în care a ajuns în dreptul filtrului, acesta nu a fost oprit. Iată că prim-ministrul Ludovic Orban nu a trecut prin filtru, ci mai exact a trecut prin fața filtrului și a plecat către București. Pia uite mă să-l întârzie pe domnul Orban de la muncă, nu? Plus că el e și foarte cinstit, el dacă întârzie 3 minute la muncă se penalizează singur. Da, se ceartă singur, cam așa. Și că unde ai fost mă, iar ai băut până dimineața? Nu șeful, nu până dimineața, era, adică nu se făcuse lumină, dar știți că era și dumneavoastră acolo. Bine mă, hai treci la muncă, vorbim după program. La 15 fix ne vedem la Perinița. Am vorbit, ne așteaptă cu totul la rece. Facem frumos, vin și lăutarii. Dispar din ochii mei! Fiți atenți, fiți atenți ce se întâmplă la Rădăuți, la păcentura acolo, da, la inaugurare, înainte să apară domn premier. Din această noapte se lucrează intens pentru vizita de mâine a domnului Ludovic Orban. Centura trebuie să fie finalizată, ca totul să fie boboc când ajunge domnul Ludovic Orban. Lucrări care trenează de foarte multă vreme, dar iată că în această noapte se întâmplă o minune. A, vine omul, domne, să vadă ceva frumos, să facă poze, să taie pamblici, că e campanie. Un rahat, ați văzut, a inaugurat un drum de 16 km început acum 10 ani. În țara tuturor posibilităților, inaugurăm un drum de doar 16 km la aproape 10 ani de la începerea lucrărilor. Vorbim despre centura municipiului Rădăuți. Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit!
Mă, unde vede ceva și că inaugurează? Un boschet pe marginea drumului. Dacă e frână, se dă jos din mașină, îi pune panglică, foarfeca, hâț. Mare realizare PNL, acest boschet cu o investiție europeană. Boschetul leagă coridorul 3 de Mărăcinișuri cu coridorul 4 de Bălării. Iată, bășina porcului. Când se întoarce Violenta la muncă după boală, cred că și că o inaugurează și pe ea, da, o dă ca renovată. Aflați într-o vizită de lucru la Pojoruta, în județul Suceava, premierul Ludovic Orban și ministrul transporturilor Lucian Bode au fost extrem de protejați de agenții SPP de cei câțiva strop de ploaie care cădeau. Premierul Ludovic Orban și-a dat seama de ridicolul situației și a cerut SPP-iștilor să închidă umbrelele. Da, mă, a picurat puțin, dar nu râdeți, nu râdeți că e foarte, foarte periculos. Pentru că se pot întâmpla cazuri de genul ăsta. When you say there's no evidence, Sydney was giving you information that come from affidavits from other people. Da, îl știți pe maimuțoiul ăsta, Rudy Giuliani, avocatul lui Trump și fost primar al New Yorkului. Ce mă, Băse n-a fost primar la București, adică... A, și fost băiat cu care își făcea Dragnea poze pe bani. Atât de tare s-a înfierbântat papițoiul vorbind despre frauda la alegeri că a început să-i curgă vopseaua de păr din cap. Numai bine cu umbrelă ca domnul Șică. Dar alta e problema cu domnul Orban. De o săptămână eu nu l-am văzut să tacă. Vorbește în continuu. Bă, consilierii, asistenții, sedați-l mă, nenică, injectați-l sau loviți-l în cap cu ceva. Și stați, stați, că am mai inaugurat ceva. Vai, ce drăguț, ce drăguț! Dar ce poate fi mai frumos pe această planetă decât atunci când PSD acuză un alt partid de corupție și probleme penale? Adică auzi asta și te întrebi, bă, pe ce lume m-am trezit? Că în aia în care eram, lucrurile stăteau invers. Știți că la Partidul Social Democrat nu veți găsi candidați pe liste cu probleme penale. În schimb, dacă ne uităm la PNL, veți găsi mulți candidați care au probleme din punct de vedere penal. La PSD-ul? Corupție? Bă, mai repede găsești banii în contul clubului Dinamo, tată. Mai repede găsești pământ între degetele de la picioare ale reginei Angliei. Mai repede găsești carne în conservele de carne și ficat în pateul de ficat. Ce naiba? Mai repede găsești un cartier de zgârie nori în Țăndărei decât corupții în PSD-ul. Doamne ferește! Mișto e că zilele astea poți vedea așa ceva. Față de perioada mai-octombrie 2019, când în ACI Nădlac 2 s-au încasat pentru activitățile specifice un total de 43.000 de lei, în perioada mai-octombrie 2020, veniturile au fost de peste 1.000.000 de lei. În procente înseamnă o creștere, în medie, de 2.500% și chiar de 7.000% în luna octombrie 2020 față de octombrie 2019. Deci, au fost încasări mai mari cu 2500% la Vama Nădlac 2 față de perioada similară a anului trecut, după dosarul DNA cu 4 parlamentari PSD acuzați că cereau taxă de la Vameș. Vă dați seama care era dimensiunea ciordelii dacă au crescut încasările cu 2500%? Dar în PSD nu găsiți corupți, nu? Mai repede găsești fire de păr albe în cap la Gabi Oprea. Ce dracu! Deci 4 PSD-iști au fost debranșați de la vamă și brusc cresc încasările. Da, cred că e coincidență. Clar e coincidență. Procurorii DNA au precizat că fac cercetări în două cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilare corupției presupus săvârșite în cursul anului 2020 și anterior. Prima cercetare îl vizează pe primarul Daniel Tudorache. Acum, eu nu zic că Tudorache e vinovat sau nu, aș fi tâmpit să spun asta, dar vreau să vă spun că mi-a plăcut metoda de abordare a procurorilor de când vorbesc despre asta la emisiune. Și dacă procurorii aplică metoda asta la toți din politică, sunt convins că toți ies pozitivi. Și na, trebuie băgați în izolare. Procurorii arată că în perioada 2008-2018 Daniel Tudorache a realizat venituri legale de 605.782 de lei, adică o medie de aproximativ 1.000 de euro pe lună. Numai că există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor obținuți ilegal. De ce? Pentru că în timp ce domnul Tudorache... Bă, scuzați,
își distrugea spinarea și sănătatea pe 1000 de euro lunar? Fosta nevastă și menajera, da, domne, menajera, înfloreau, bă, băiatule, făceau bani numai respirând. Da, a fost audiată și soția domnului, fosta soția domnului Tudorache, a fost audiat și domnul Tudorache și încă o persoană. În cazul fostului edil Dan Tudorache a fost stabilită o cauțiune semnificativă de 1 milion de euro. Așa, pentru amuzament, să vă citesc cum au fost la un pas să se nece în sume de bani soția și menajera lui Tudorache. Da, menajera, ce, voi ceilalți bugetari n-aveți menajeră? Nu primiți, mă, bonuri de masă, de vacanță, primă de porc și menajeră? Așadar, lista achizițiilor făcute de gruparea din jurul lui Daniel Tudorache. Depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei în conturi bancare deschise pe numele acestora, în total 2.990.000 de lei și 235.000 de euro. Achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 de euro și 470.000 de lei, sume plătite de asemenea cash. Banușo, tată. Acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro prin intermediul fostei soții. Achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită. Achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal prin intermediul fostei soții. Asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soții. Bă, dar o iubeai? Bă, net, tăticu, bă, net. Iar el muncea pe 1000 de euro. Eu asta zic, dacă iei pe toți din politică, îi scuturi așa, zi, boss, de unde are măta 1 milion în cont, iar nevastă ta 5 case? Cu ce bani face fita tu din străinătate? I-ai rupt. Noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi. Adică, fraților, ce ne spune DNA în rechizitoriul legat de Tudorache este ceea ce vedem de 30 de ani la toți oamenii politici, la procurori, da, 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 la judecători, ohoho, la șef de vâm, la șmecheri din ANAF, mamă, mamă, la toți acești îmbogățiți cu salarii de bugetar, case, vile de vacanță, țoale, mașini, copii la studii pe afară, vacanțe exotice, an de an. Altfel, na, la PSD e cald și bine, mă rog, domnul Tudose are niște probleme de sănătate, na, periodic se sufocă cu propriile glume. Dar nu le pasă, domnule, plecați de acasă, dumneavoastră vi se pare că oamenii ăștia și-au pastile în fiecare zi, coliva e gata. La ce înseamnă în viața socială, economică, coliva e gata. Dar acum o dau cu fișcă frumos, pun niște artificii și ne arată poza. Uite ce se întâmplă, ce primiți voi dacă ne votați pe 6 decembrie. Iată ce tot frumos avem. Nu, serios, faceți ceva cu el, e obositor, e ca o cărticică de bancuri cu blonde. Gata, omule, oprește-te. Inaugurare! Ce? Cine? Cine, mă? Tot Orban. Tot Orban, scuze, vă rog. Iată, a inaugurat Orban niște piramide, da? Nebunule, ai pus oamenii să adune pietrele din oraș, ai făcut mușuroi? La Caracal, unde e asta? Sunt foarte fericit. Pe bune, eu nu înțeleg de ce mai testăm. Orbane, închide-mă laboratoarele, că-i bătaie de joc, serios. Ai, că vine valul 6, iar noi testăm în weekend 9.938 de persoane. E la mișto? E vreun experiment? Din 4.207 cazuri pozitivate, 1.300 sunt doar în București. E o prosteală, ne facem că raportăm și noi ceva, însă n-are nicio legătură cu realitatea, ne jucăm cu testarea în țărână. Orbane, serios, închide-mă, tată, laboratoarele, că doar ne dăm așa cu bățul prin nas și în funcție de zodie, știi ce zic? Da, frate, să-ți dea cu bățul prin nas și să te întrebe, ce zodie sunteți? Leu? Ah. Da, cum mă așteptam, îmi pare rău, sunteți pozitiv. Păi e mai simplu și cred că o să depistăm mai mulți așa, nu? Noi avem o capacitate de testare astăzi pe aparate de tip real-time PCR de peste 50.000, avem 53-54.000. Cum, frate, cum să zici așa ceva, iar tu să testezi cel mai mult 37.000? Dar 37.000 nu în fiecare zi, nu, tată, o dată pe săptămână. După aia 20.000, după aia sub 10.000, suntem măscăricii Uniunii Europene, vă dați seama, panaramele Europei. Cine a mai văzut așa ceva? Ați văzut ce ne-a fost recomandat cu școlile? Și răspunsul Orban, fabulos. Practic și că a făcut vorba aia pe OMS.
Domnul Orban, vă caută cineva de la OMS? Cine, mă? Organizația Mondială a Sănătății. A, zile că nu-s acasă. Vă spun mai multe imediat după publicitate. Stați cu noi.